Vreau să vă felicit în primul rând cu sărbătorile. Mersi. Și vreau să vă întreb ce urmează să faceți de sărbători anul acesta? Se sărbătoresc alături de familie, alături de copii, alături de cei dragi, de prieteni, dacă este să vorbim cu strictețe în contextul zilei de 31. Ce v-ați dorit de la Moș Crăciun? Foarte multe, dar cred că mai puțin pentru mine, fiindcă e un specific, cred că și al serviciului și este un specific al atitudinii. Dar ca și la toți oamenii, că toți suntem oameni, la toți cetățenii, toți oamenii din Republica Moldova, sănătate, prosperitate, bunăstare, pace în familie, bucurie de la copii, deci lucruri pământești, simple, dar foarte importante. Vă rog să transmiteți un mesaj de felicitare pentru telespectatorii. Scurt, dar credeți-mă din tot sufletul și din toată inima, foarte frumos la mulți ani și cele mai ales urări de bine pentru anul 2012 care vine. Noi avem pentru dumneavoastră un premiu. Cum credeți, ce este acesta? Ideea n-am. Berbecuți, cred că, da? Este un cârlan de aur, dar știți pentru ce este? Nu știu. Este pentru faptul că știți să spuneți lucrurilor pe nume. Bine, eu sper că ar mai fi, cred că, și multe alte simboluri pentru cei care spun lucrurilor pe nume. Eu cred că e un lucru firesc. Politicul, da, presupune și o flexibilitate când trebuie, nu deschizi toate parantezele, dar sunt momente când trebuie să le spui direct. Mersi foarte mult pentru încă o întrebare. Credeți că vă va da Moș Crăciun o jucărie chiar dacă ați înjurat în Parlament? Bine, cred că am depășit eu vârsta celora care se joace cu jucăriile. Iar în viață multe se întâmplă. Și atunci fiecare om își dorește ca lucrurile care sunt bune se întâmple mai frecvent, mai des. Iar altele mai puțin. Vă mulțumesc, sărbători fericite!